puterea dragostei a renunțat la Andreea Oprică pentru Ramona. Dezvăluiri bombă despre cel mai nou cuplu din emisiune Caloga subliniere 36441 mai mare Andy de la puterea dragostei s-a întors în Turcia, fiind încă în carantină pentru 14 zile. Acesta urmează să reintre în casa dragostei. În timpul carantinei, Andreea Oprică a recunoscut că s-a văzut cu Andy în secret, ba chiar s-au pozat împreună. Mai mult decât atât, există zvonuri că cei doi și-ar fi consumat relația, susțin Rea și Tina. Andreea Oprică chiar a refuzat să mai participe la emisiune pentru câteva zile, din cauza faptului că Andy nu este lăsat să intre la filmări și este nevoit să aștepte perioada de 14 zile de carantină. În momentul în care între cei doi părea că se formează o relație frumoasă, au apărut primele zvonuri că Andy a părăsit-o pe Andreea Oprică pentru Ramona. Mai mult decât atât, au apărut și primele imagini cu Andy și Ramona în ipostaze apropiate. Cine este Ramona, noua concurentă de la puterea dragostei? Cine este tatăl băiețelului său? Ramona le-a povestit băieților de la puterea dragostei, care 25 de ani și că locuiește de 4 ani și jumătate în Germania. Eu vin din București, dar trăiesc de mult în Germania. Am un copil de 7 ani și 25 de ani. Am vrut să fiu o mamă tânără, virgulă, a povestit Ramona la puterea dragostei. Citeste si, anunțul disperat al fostului iubit al Andreei Mantea, în plină pandemie de coronavirus, nu de gripă, ci de foame, o să murim. Citeste si, el la de la puterea dragostei, declarații șoc despre părinții lui Jador. Ar trebui să îl lasă să decidă singur în viață, semnul exclamării. Citeste si, Bianca a părăsit emisiunea Puterea Dragostei în lacrimi, după o ceartă acidă cu Livian. Atitudinea ta mi-a pus capac. Părinții mei au avut mai mult grijă de băiețelul meu. Am fost căsătorită, dar nu legal, le-a spus apoi Ramona fetelor din casa Puterea Dragostei despre fosta sa relație cu tatăl băiețelului său. Noua concurentă a spus că a venit la Puterea Dragostei în mod special pentru un băiat, dar nu a vrut să dea numele acestuia.